Salutare, salutare vreșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri de acest gen. Ei bine, vreșanilor, așa după cum ați observat și din titlul acestui episod, astăzi o să reacționăm la noi două funny moments-uri super, super caterincă, la care nu prea m-am uitat pentru că am vrut neapărat sau am ținut foarte, foarte mult să fac un nou episod în care să reacționez la ele, practic să fie reacție live. Sincer, nu știu, chiar sunt foarte, foarte entuziasmat și nu uitați că dacă doriți să-mi faceți anumite funny moments-uri, o să reacționez cu mare drag la ele, mă anunțați eventual pe Discord și o să reacționez cu mare drag și o să vă pun totodată și funny moments-ul în descriere. Chiar sunt foarte, foarte curios să vedem de ce o să avem astăzi parte și hai să vedem dacă pentru acest episod minunat, mirobolant, vom reuși să strângem suma de 100 de like-uri, chiar aș fi foarte, foarte entuziasmat. Așa că de început, vereșanilor, dacă o să schimb eu scena, o să reacționăm la primul funny moments făcut de către The Killer, care are 133 de abonați, i-am oferit și eu un like și i-am lăsat și un comentariu aici frumos din semn de respect. Hai să vedem ce ne-a făcut domnul Killer, care are funny moments-ul în 1080p60. Deci, 3, 2, 1, go! Am zis go. Hai. Uai, a trecut a... Ok, nu o să pun foarte, foarte multe pauze. Vreau să ne uităm la el și apoi o să râdem eventual. Hai. Uai, a trecut a... Oh my god, ați văzut cum a trecut alea roșii, frate. No promo for you. No promo, uitați-vă la asta ce față mare, ești nebun. No promo for you. Salutare, salutare, vereșanilor. Salută-te, what? What, stai. Salutare, salutare, vereșanilor, eu A, sunt Andrei salutare. și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de CSGO Case Opening. Vrăjel puche pe 4. Nu te cred așa ceva. Așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou, că tot a apărut o cutie nouă pe piață și anume cutia Prisma. Și ce m-am cutie Prisma, speriat, bineînțeles. What? Și cheie Prisma, bineînțeles. Am zis să cumpăr undeva în Ok. număr de 6 cutii și 6 chei și să facem un mic case Oh, opening. ce bine ai făcut. Din păcate sunt destul de puține, fiindcă nu mi-a permis bugetul, dacă știți ce zic. Ci că de ce să... Ci că de ce am mințit? What the fuck? Ci că hai să mergem înapoi cu 3 luni. Mamă, fii atent că mi-o bagă pe aia. Cu 100.000 mi-o bagă cu donația. Nu știu de ce plătim. Ori cu donația lui Alex Belgianu, ori cu donația lui Sami Săcășan. Miss bugetul, dacă știți ce zic. Hai să vedem. Mă, mai să mergem înapoi. Mamă, Eram sigur, eram sigur. nu. Mamă. Mamă. Măi, Ce mă, te cred. clară situația. Mamă. Mamă. Nu te cred. Mamă. Deci eu tot ce am înțeles din toată treaba a fost, toată treaba asta a fost mamă, nu cred, mamă. Permis, bugi. Tu fii continuu. Nu pot să cred așa ceva, continuu. Dar nu contează, vereșanilor, pentru că... Brăzel 2. Și hai să-i dăm bătaie, nu băgați în seamă perciunii. Look at this dude. Bun, deschide containerul. Oh, Mamă, mă, patria. E frică, vereșanilor. Mamă, o să pun mâna la ochi, o să Doamne, mă ce bine ai făcut. Ok, n-o să... ok, chiar vă pun, bun. Mi-e frică, mi-e frică. Doamne. Ah, ai capicat, mă bună, dacă e. Hai Pe că bune? mai cumpărăm, dacă e. Să Ok, mor. nicio problemă. Hai să luăm pe asta. Ok. Ai, frate, trebuie să fii o armă foarte bună. Mamă, s-a deschis cutia, Mi-e frică că vereșanilor. o să apară ceva, nu știu, gen care o să mă uimească foarte mult. Nu știu, am o presimțire așa mare. S-a deschis cutia, mi-e frică. Doamne, ăștia cu cuțitul, doamne, ăștia cu cuțitul. Famasu, ah. Dar frate, cum sună? Știi ceva în genul, what the fuck? Bă, frate, de ce? De ce? Nu, imposibil, nu, imposibil. Mai avem încă 4, mai avem încă 4. Hai să vedem, scrie Doamne. containerul. Hai să facem și manevra asta. Manevră. Gata, nu mai pun mână la ochi. Ce o fi, o fi, vereșanilor. Trebuie să fie ceva Hai bun. să Trebuie vedem. să fie ceva bun. E imposibil. Hai cu roșu. Oh, parcă ăsta pare Ok, ok. până acum nimic momentan. Bembo, bemzu. Ah. Dar în fine, hai să Engleza vedem este deschis. working, ești nebun. În bemzul. Bebzel. Dar în fine, Amor. hai să vedem, deschide cu a Nu doua. pot să Hai cred. frate, cu un arm, hai cu arma, hai cu arma, nu se poate așa ceva. Așa. Am văzut roz, am văzut roz, trebuie să pice roz, trebuie să pice Ia auzi. roz. Aoleu, ca ăla era forță, Frate, parcă sunetul așa ăla m-a mă staticat. disperă, mă jur. Și mai avem două vereșanilor, deci în 3 minute am rezolvat Ez. episodul. Oh my god! Hai să vedem. TikTok. TikTok. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria, ieși afară. Ok. What? Coada lui scria, ieși afară.
Ok, mare. Hai că a pus și Bim, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Hai să vedem vreșanilor și puțin hype acolo. Să mi-a plăcut, vedem, plăcut. Haide. A funcționat. Nu să coste mult, hai, nu costă. Hai că a funcționat, ok. Asta, dar aia, o să vedem mai pur. Aici o să vinem. Foarte interesantă, vă spun eu. Pe fiecare în parte. Hai să vedem. Hai. Uai, a trecut. Și că Mirene să facă, și că să le fac hidro, ia uzi. Oh my god, ați văzut cum a trecut alea roșii, frate, pe bune, mamă, okay. Hai că am înțeles. Și mai aveam un cocotie, bun, acum cred că o să fac o mare manevră, să vedem puțin cât costă. Și că manevră, iau. Ok, vereșanilor, hai să vedem cât costă fiecare, mi se pare că aici pe vinde, pe dar ce a scris, că a scris prea repede, n-am văzut. Mi se pare că aici... Ia să vedem. Cât costă, ca să vedeți și voi de asemenea. Ok, vereșanilor, hai să... Să vedem cât costă fiecare. Hai să vedem. Care hai, mi se da, pare vedem, că aici vine pe piața comunitară. Să vedem cât costă, chiar foarte, foarte curios. Mi-a băgat-o pe aia cu Titanic, ești nebun. Mă, dar scăzut 45. Frate, mă emoționez. Destul de ok. Pe bune. Ok, bine. Hai să vedem asta. E ok, am spus. Că e jale, n-am mai spus. Na, chiar sunt foarte curios. Mamă. Sper să coste mai mult, dar nu știu, nu presimt eu că costă. Am înțeleg că costă. Hai că ne-am scos și banii dacă e. Asta nici așa nu cred că costă, dar hai că mai facem case opening, am înțeles. Problemă. S-a adus. Nu mai zic nimic, avereșanilor, e clară situația. Vai de cap. Cum faceți case opening, ce pot să spun? Nu știu asta cât costă, sincer, abar n-am. Dar vedem acum. Hai, stai că se încarcă. Mamă, frate, deci nu vine să cred. Da, am înțeles. S-a adus. Am înțeles. Da, destul de Caterin, că vă jur, nu știu. E clară situația. Mi-e frică așa. Mai facem case opening dacă e, mai facem. Ok. Nu-i problemă de război, adică nici n-au trecut alea roșii, era imposibil să pice, să fim serioși, deci da. Cam asta a fost episodul. Hai să vedem continuarea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, a fost un episod ce-i trebuie mai scurt, dar am zis că să-mi încerc okay. Și eu locul, am băgat 15 euro, dacă o să strângem acolo minim 100 de like, ceva. Data viitoare, ciao! Ok, deci, un like egal un cuțit pentru Vere, și adevărat. Sper că v-a plăcut, credite de creier Andrei Pauler, da. Destul de interesant, mi-a plăcut. Mai puțin partea la final, adică nu cred că trebuia să o pui sincer, adică mie mi s-a părut așa puțin cam plictisitoare, știi? Dar în rest a fost marfă rău de tot, adică tot respectul bun. Mi-a plăcut foarte mult faza, unele faze, deci tot respectul. Ok, vreșanilor, și următorul funny moment este de la Andrei34, căruia i-am dat un like și nu știu dacă i-am lăsat un comentariu. Hai să le lăsăm aici, o să-i, promit că o să-i lăsăm la final, deci nu ne dăm cu părerea. Așa. Bun, Andrei, vreți funny moments? Hai să... Am primit foarte multe hărți pe care o să le joc, bineînțeles, și aștept în continuare cât mai multe hărți din partea voastră, pentru că... Hai să dăm de la capăt. Mi-e frică. Am primit foarte multe hărți pe care o să le joc, bineînțeles, și aștept în continuare cât mai multe hărți din partea voastră, pentru că... Nu aștept. O să încep să postez în fiecare zi, o să revenim și cu live stream-urile cât de curând. Da, pula! Deci o să fie foarte... Nu cred că l-a băgat pe Miluț. Hai de cap, o să revenim și cu live stream-urile cât de curând. Da, pula! Deci o să fie foarte, foarte tare. Are dreptate, băiatul, nu-l contrazic. Deci există două chestii. Ori sunt foarte, foarte adormit în momentul de față. Ori sunt foarte prost. Ori sunt foarte prost. Altă întrebare. Nu te cred. Presim că astăzi o să avem parte de foarte multe rage-uri, pentru că nu mi este serios. Și toți morții și rage-uri. Nu cred. Mă, frate. Mă, mai derulăm, mai. Foarte multe rage-uri, pentru că nu mi este săritura. Bă, frate, de ce apare așa? Și toți morții și răniți. Da, e clar, stai. Bă, frate. Ia să vedem dacă fac eu mare manevră. Mamă. Manevră! Nu pot să cred așa ceva. Dar de ce apare asta de la Windows, frate? Hai să mai derulăm puțin. Mi-a plăcut foarte mult că ai băgat-o pe asta cu manevră. Ia să vedem dacă fac eu mare manevră. Manevră! Fratele, dă-mi să... Că s-am filmat hard, dar măcar lasă, mă, să-l construiesc. Mamă. Nu! Ba da, mi-a dat directul pe tu. Fata bună, fata. Stai să stai, ce-a scris? Hai să vedem. Stai. Fata mă. Ce-a scris? Fata, nu știu. Fata bună, fata. Nu știu ce-a vrut, dar prea repede. Așa vine să mă bată. Nu știu, prea repede scrisul de nu înțeleg. Încerc să nu mai faceți atât de rău. Încercați.
Okay, nu e nimeni lângă mine, deci ok. Și s-a aproape și de mid, așa că... Apoi a fost minutes later, era deja. O să mergem. Bă, mamă. Nu așa ceva și din nou e Rogers. E clar, care stați. Care erau șansele, frate? Vărăși, hai să-ți dau un pup de prieten, zice Nauti. Bro, n-am fost pupat de cine, nu... Nu pot să cred așa ceva. Să-ți dau un pup de prieten, zice Nauti. Mamă. De cine nu, de cine trebuia, dar e parte. E clară stația. Am înțeles. Pregătiți-vă să vedeți cel mai pro jucător de Minecraft din lume. Nu, pregătiți să vezi cel mai pro jucător de Minecraft din lume. Hai să dăm, da. Ok. Nu. Am ok, înțeles. Și sunt... What? Nu pot să văd. Sunt în echipa cu The Dark Angel și cu Rogers, băieți. Da. Dăm tot ce avem mai bun și rupem, da? Da, da, da. M-a ne dat cineva cu arcul mine sau? Mamă, deci uite ce dădeau băieții cu arcul. Fiți atenți acum. Cel mai prost jucător de Minecraft 2. Ia văz. Îmi dăm blocul Ranger. Aolo. Nu cred așa. Aolo. Mamă. Măta. Ce inteligent. Am șarne soară. Am șarne soară. Nu cred. LOL. Măta. Ia uitați. Ce inteligent. Bă, am șarne soară. Am șarne soară. Nu, vă doare purta. Nu. Vreți să baiezi? Deci sper să moară toate chinurile. Să știi că și mie mi-e teamă. N-am înțeles. Ei, avem încredere că Zâză o să ne care și o să facem multe da. Minori. Da. Să mă duc camera asta îngăoză. Da, rip. Ok. Cel mai prost jucător Minecraft 3. Uite, văd, știe. LOL. Ce-ai făcut? Ai căzut? Da. Nu cred. Eu nu. Oh. Am râs de tine și uite că am picat un. Da, așa e. Mergem la ăștia de aici de lângă să le dăm cu cara. Doamne. L-am frecat atâta. Bonus. Când afli că cel mai bun prieten a cel mai bun prieten a luat nota mai mare la bac ca tine. Sunt morți și nu cred așa ceva. Asta a fost mortală, mă jur. Asta a fost mortală. Când afli că cel mai mare, cel mai bun prieten a tău a luat cel mai, ta, cel mai bun la bac. O să morți și răniți. Am înțeles. Se simte careva? Se simte? Vai. O să morți și răniți. Cam atât astăzi. Da. A fost super, super tare. O să-i lăsăm aici în comentariu. Respect. Doamne. Deci am râs cu lacrimi, frate, deci nu știu, a fost prea de tot, m-a rupt, m-a rupt pe viață ăsta, frate. M-a potolit instant Vereșanilor și nu vreau să exagerez, dar efectiv m-a potolit. Așa ceva mă jur că n-am mai văzut, nu știu, deci două foarte momenturi super geniale și am râs efectiv cu atâta, cu atâta plăcere, frate. De mult n-am mai râs atât de bine, mai ales după toate problemele de care am avut parte. Să știți că au prins foarte bine fanii momenturile astea și mă simt foarte, foarte în formă, așa că vă mulțumesc aici, îmi bate corazonul, hai că am făcut și dacă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă doriți să continuăm această serie, puteți să faceți funny moments-uri, pentru că am început să dau foarte multe rage-uri în ultimul timp și să pun fazele cu rage-uri la început de episod, așa că o să puteți să faceți mai multe funny moments-uri cu condiția ca eu să vă pun canalele în descriere, mă rog, funny moments în descriere și să reacționez la ele, așa că aștept cu mai mult. Eu am fost Andrei, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și desigur ne vom auzi data viitoare. Eu personal mă duc să fac pipi pentru că efectiv m-am scăpat pe mine la cât am râs. Ciao!